Prima companie este Transport Trade Services, care a avut un profit net de 89 de milioane de lei în primul trimestru din 2023, o creștere de 7 ori mai mare față de anul trecut, aceeași perioadă afaceri în creștere cu 90%. Am pregătit un material comprehensiv cu Transport Trade Services. La sfârșitul acestui material vei avea un video recomandat către Transport Trade Services și dacă nu l-ai văzut încă, poți să treci prin el să vezi ce rezultate financiare ai avut, pentru că acolo interpretezi rezultatele, discuți și despre dividende, potențial, riscuri și așa mai departe. În acest material vreau să discutăm despre un raport de cercetare, tocmai publicat de către Erste Group, pentru Transport Trade Services, vedem că estimează un preț țintă pe acțiune de 16,6 lei pe acțiune, acum stă sub 14 lei pe acțiune, ceea ce ar însemna un potențial destul de mare. Vedem că prețul de închidere în momentul în care a fost publicat acest raport a fost de 13,6 lei pe acțiune și atunci ar fi un potențial de 3 lei plus pe fiecare acțiune deținută de către investitor dacă aceste estimări s-ar întâmpla precum au fost proiectate exante de către analiști. Acum, ce mi se pare foarte interesant în acest raport de evaluare este că au fost foarte conservatori și au luat în calcul cel mai rău caz probabilistic, dacă vrei. Au incorporat în metodologia lor de evaluare faptul că tarifele o să scadă: faptul că. Nu o să mai transporte atât de mult în ceea ce privește cantitatea transportată, adică au vrut să facă un test de stres în modelul lor de evaluare să vadă în cel mai rău caz ce preț țintă ar ieși și a ieșit și pe 6 lei pe acțiune. Și atunci este destul de interesant pentru că ei spun că este o evaluare destul de ieftină pentru că este cam cel mai rău caz probabilistic, da? cel mai negativ dacă vrei, dacă s-ar întâmpla aceste aspecte. Mi-a plăcut destul de mult abordarea acestor analiști, de ce spun asta? Pentru că în 2022 Transport Trade Services a avut un an foarte bun, după care în primul trimestru din 2023 a avut niște cifre uriașe. În primul și în primul rând, această creștere derivă din categoria agricultură, da? bunuri agricole pe care le-au transportat din Ucraina și au fost tarife mai mari pentru că a fost cumva distorsionată dinamica fluxului de transport cargo și Transport Trade Services a capitalizat această oportunitate. Pe de altă parte, cei de la Erste spun așa, au avut cifre bune, s-au întâmplat anumite situații, dar hai să încercăm noi să modelăm acești parametri, să vedem ce presintă ar fi, dacă ar scădea tariful, dacă ar scădea cantitatea transportată și așa mai departe. Dacă capexul ar rămâne cumva la fel și atunci o să vezi imediat la ce parametri mă refer, pentru că sunt destul de importanți în acest preț țintă. În primul și în primul rând menționează faptul că primul trimestru din 2023 a avut rezultate foarte bune, după care spun că această situație geopolitică poate să afecteze rezultatele în viitor, deși le-a ajutat de destul de mult să fim sinceri, Transport Trade Services a profitat de oportunitate și bravo lor până la urmă și discută despre faptul că folosesc acest worst case, da? pentru faptul că vor să vadă ca un test de stres ce presintă are ieși și dacă iau cele mai slabe variabile în calcul estimate pe viitor. Discută despre situațiile financiare din primul trimestru din 2023, nu le mai acoperim pentru că deja le-am acoperit în materialul precedent și discută despre aceste marge de profitabilitate care într adevăr au fost destul de sporite și arată foarte bine și menționează faptul că venitul a crescut mult datorită segmentului de agricultură, ai văzut pe partea chimică și minerale nu au fost aceste creșteri au fost chiar scăderi și pe activitate portoară nu au fost neapărat cele mai bune rezultate, dar pe partea de agricultură au reușit să transporte cantități uriașe cu un tarif foarte mare. După care poți să vezi exact cum se situează această parte de agricultură față de celelalte segmente și dacă citești pentru că este destul de interesant să fiu sincer cu tine, îți explică și despre partea de costuri și ți arată evoluția costurilor segmentate și așa mai departe. Noi deja am trecut prin aceste situații, așa că nu le mai acoperim Însă este destul de interesant să vedem că și ei cumva evidențiază, cum am făcut-o și eu, faptul că bilanțul este foarte puternic, am văzut ce structură de capital au, cât de puțin sunt îndatorați și cum cea mai mare pondere derivă din capitalul propriu. Aspecte care mie îmi plac, cumva se conformează cu teza mea de investiții, așa că achiziționez cu tine acțiuni în această companie. După cum putem observa, discută despre faptul că plătește dividende, Transport Trade Services, din păcate dacă vei achiziționa acum sau în viitor Transport Trade Services nu mai primești dividendul anul acesta pentru că dacă n-ai luat înainte de ex date care a trecut nu mai ești eligibil sau eligibilă pentru dividende, dar explică faptul că plătește dividende însă ei consideră că o să plătească dividende mai mari în viitor, de ce? Pentru că își consolidează o poziție puternică de lichidități și deși desfășoară aceste activități de fuziuni și achiziții, am văzut că achiziționa deci rom, își consolidează o poziție puternică de cash și o să vezi cât de mult au în trezorerie și ce flux de numerar operațional disponibil întreprinderii au pentru că acel capex nu e atât de mare. Și menționează în continuare faptul că iau un calcul cel mai rău caz probabilistic în continuare ne explică faptul că iau cele mai slabe variabile pe care le-ar putea estima și ei menționează acest aspect. O să vezi faptul că explică cum marja de profitabilitate o să scadă, cum free cash flow o să scadă la un moment dat și anumite lucruri care nu s-ar întâmpla neapărat, spun și ei doar că iau un calcul acest Caz negativ, și totuși le dă un potențial destul de mare pe acțiune. De exemplu, au luat în calcul faptul că aceste tarife care există acum vor rămâne pe întreg anul, după care se așteaptă să scadă tarifele cu jumătate până în 2024, după care o să crească cu inflația, nici măcar mai mult decât inflația. Sunt foarte conservatori și de asemenea estimează exante cum volumul bunurilor marfare o să scadă, da, volumul transportat, ca să fie cât se poate de conservatori, chiar o să scadă până în 2028 sub nivelul dinaintea conflictului geopolitic dintre Ucraina și Rusia. Adică iau un calcul la aspecte destul de diminuate. Vedem că între 2022 și 2026 spun că profitul o să scadă anual cu 16% acest cagere și pe partea de rezultat din exploatare o să scadă cu 7%, spun că este exagerat însă vor să vadă și dacă ar scădea la această rată ce se întâmplă cu prețul țintă din modelul de evaluare. Și mergem la segmentul evaluare să vedem exact ce metode de evaluare au folosit și ce variabile au inclus în model. Ideea este că îmi place acest titlu We are cheap and we know it. Destul de amuzant, adică există potențial mai mare decât potențialul rezultat din model. Vedem că au considerat un cost de oportunitate al capitalului, un WAC, această rată de actualizare de 14,1%. Vedem că au estimat un free cash flow to the firm în scădere destul de mare, după care se revină prin 2027 și în 2028 și în terminal value să fie sub 2027. Vedem că ar fi negativ în 2024. De ce? Pentru că ei consideră că noplatul o să scadă foarte mult, chiar o să se înjumătățească față de 2023, după care o să fie anumite schimbări, mișcări în capitalul circulant care vor eroda foarte mult fluxul de numerar operațional. Vedem că, în general, ei consideră că o să fie schimbări care sporesc fluxul de numerar, precum a fost și în 2023, dar vedem că ei consideră că în 2024 o să fie o scădere destul de mare. Și vedem pe partea de cheltuieli cu investiții, se așteaptă să fie o ieșire mare, mai mare decât în 2023, dar mai mică față de perioada următoare. Adică ei consideră că în continuare o să facă investiții de capital măricele, dar nu atât de mari. Și ar rezulta într-un free cash flow care cumva nu este atât atât de mare dacă te uiți în 2023, adică în 2025 estimează să fie mai puțin decât o pătrime, cam o pătrime din 2023 și abia, abia prin 2027 să ajungă nici măcar la jumătatea din 2023. Chiar sunt conservatori. Folosesc discounted cash flow model ca metodologie și ar fi un potențial de creștere de 22,86% de la ultimul preț de închidere din momentul publicării acestui raport. Vedem că Transport Trade Services se tranzacționează la 13,7 lei pe acțiune. Are un trend ascendent și chiar vreau să fac parte din acest trend. O să-mi deschid o poziție de investiție aici după care o să o consolidez numai dacă scade sau în funcție de ce mișcării există în viitor. Dar deschid prima poziție de investiție la acest preț. Rămâi puțin cu mine pentru că o să desfășurăm împreună tranzacțiile. Putem să achiziționăm 218 acțiuni. Mai lași acolo niște bani, nu trebuie să fie foarte precis. Nu totul trebuie să fie la linie și vedem că achiziționăm, da, avem lichiditate în piață pentru acest ordin și am achiziționat Transport Trade Services. L-am adăugat în portofoliu, îl avem acolo și ne consolidăm portofoliul de investiții cât putem de mult la nivel personal ca să putem să ne augmentăm averea personală în viitor pentru independența noastră financiară care diferă de la persoană la persoană. Îl vedem ce frumos stă în portofoliu Transport Choice Services și îl așteptăm să-și facă magia și să se aprecieze în timp. Dacă scade, mai acumulăm și ne reducem baza de cost. Am extras acest fragment din conținutul integral pentru că l-am considerat util pentru tine. Dacă vrei să vizionezi integral conținutul, lasă un click aici și te va duce YouTube direct către material. Vizionare plăcută!